De câteva zile, locuitorii satului Prahovean Irimești de lângă Breaza trăiesc o adevărată dramă. Privesc neputincioși cum agoniseala lor de o viață se duce de râpă. Ploile abundente din ultima perioadă au făcut ca terenul să o ia la vale și în drumul lui cuprinde tot. Păi dacă acum am văzut eu acum că era pământul neted și după aia, la o jumătate de oră era așa. Totul e distrus. Nu am unde dormi, nu nimic, azi noapte era două, uite, pe tăitorul ăla acolo stătea. Nici curent nu mai este, toți oamenii, vă dați seama, cu lămpi, cu lumânări aprinse, greu. Și cu, unii dintre ei mai au și copii mici. E greu de tot. Avem bătrâne la pat, nu se poate mișca, nu poate ieși afară, casele dărâmate, e greu de tot. Ne e frică să mai dormim și noapte. Încă aseară n-am dormit toată noaptea, am stat așa, pe scaun. Furia naturii a făcut ca pământul să ia forma unor valuri, iar curțile oamenilor au fost despărțite în două de crăpăturile din pământ, adânci de câțiva metri. Chiar dacă locuiesc de o viață în zonă, spun că așa ceva nu au mai văzut până acum. Așa ceva nu, chiar așa de grav. Mai fost, dar așa nu. Aici am crescut și n-am văzut așa ceva, nu. Până acum. Mai grav este că în urma zgomotului făcut de pământul care se contorsiona, mai mulți vârstnici au avut nevoie de îngrijiri medicale. Mamele, păi n-au zis acum ce pârie și alea. Pârie și alea, ce să faci? Poți să faci ceva, nu poți să faci nimic. Da, s-a auzit. Da, cum să nu, rădăcinele, cum să desfăceau, cum pârâiau, de trăznea, de... Acest bărbat din imagini terminase de renovat casa în urmă cu doar 2 ani. Acum nu a mai rămas nimic din locuința sa. Pereții s-au crăpat, tavanul stă să cadă, iar podeaua este instabilă. Ce s-a întâmplat? Se vede. Oamenii sunt îngroziți de faptul că își vor petrece zilele sub cerul liber. Mulți dintre ei nu pot apela nici măcar la sprijinul copiilor, care sunt plecați la muncă peste hotare. Casele dărâmate, înclinate sau crăpate alcătuiesc acum un peisaj sumbru. Nenorocirea din Breaza se petrece la doar câteva zile după ce în satul Prahovean Telega, 30 de familii au fost complet izolate de civilizație, după ce drumul principal de acces s-a rupt în două sub ochii lor. Meteorologii nu vin cu vești bune și avertizează că pe întreaga perioada lunii aprilie, județul Prahova va sta în bătaia ploilor abundente, dar și a precipitațiilor mixte în zonele de munte.